Hello, my fellow otaku din Mishitogakure! Continuăm cu seria și astăzi vorbim de Sandaime Hokage, Hiruzen Sarutobi. Când vine vorba de cei mai puternici Hokage din Konoha, nu avem cum să nu-l amintim pe cel de-al treilea Hokage. Pe forumuri sunt multe thread-uri de pe vremea când Naruto manga nu era finalizată, care spun că Hiruzen este la același nivel cu Hashirama Senju și deși nu spun că sunt sau nu de acord cu această opinie, tot ce vă pot spune este că, deși era bătrân, nu a fost sub nicio formă un Hokage de ignorat și a reușit să-i învingă pe cei doi Hokage precedenți, chiar dacă erau mult mai slabi față de puterile lor originale, fiind reîncarnați prin Edo Tensei, dar a fost mult prea pașnic, a încercat să evite foarte multe conflicte și tocmai de aceea Konoha, clanul Uchiha, până și Naruto și Sasuke au avut de suferit, dar asta discutăm imediat după intro. Hiruzen Sarutobi a fost al treilea Hokage din Konoha, ucenic al celor doi Hokage precedenți, un shinobi extrem de capabil, ca urmare a fost și el supranumit Zeul Shinobi. Deși a fost antrenorul celor trei sanin legendari, multe generații de shinobi din Konoha au beneficiat de înțelepciunea sa în timpul vieții sale. Este singurul Hokage din Konoha care a murit la bătrânețe, nu de bătrânețe, deși a trăit în timpul războaielor și a luat parte în războaie mondiale shinobi. Asta ar trebui să vă arate, să vă indice cât de capabil a fost acesta ca shinobi. Hiruzen s-a născut în clanul Sarutobi, tatăl său fiind Sasuke Sarutobi. Au fost printre primele clanuri care s-au stabilit în noul sat Konoha, unde Hiruzen s-a împrietenit cu Danzo Shimura. El a făcut parte din prima generație de ninja produsă de Konoha și împreună cu Homura Mitokado și Koharu Utatane au fost plasați sub tutela lui Tobirama Senju. La început, Hiruzen a prezentat talente impresionante în artele ninja, câștigându-i o pregătire suplimentară de la Hashirama Senju însuși, primul Hokage, primul zeu al shinobi. În timpul primului război mondial, Shinobi s-a alăturat echipei lui Tobirama, în care mai erau și Homura, Koharu, Danzo, Kagami și Torifu. În timpul unei misiuni au început să fie urmăriți de forțele Kinkaku ale lui Kumogakure și și-au dat seama că pentru a scăpa cu viață, unul dintre ei va trebui să distragă inamicii și posibil chiar să se sacrifice pentru ca restul echipei să scape. Hiruzen s-a oferit voluntar, lăudându-se că, fiind cel mai puternic din grupul lor, avea cele mai mari șanse de a supraviețui întâlnirii. Cu toate acestea, el a rugat pe Danzo să aibă grijă de ceilalți. Și după cum îl știți pe Danzo, în loc să spună mulțumesc, prietene, că te oferi, s-a ofticat din cauza faptului că el n-a fost în stare să se ofere în misiune. După cum știți, Tobirama fiind Hokage și deținând din plin voința de foc, s-a oferit el voluntar și înainte de a pleca spre inamici, știind că o să moară, l-a numit pe Hiruzen al treilea Hokage. În anime, Hiruzen i-a permis lui Danzo să creeze Root, o subdiviziune nemiloasă a lui Anbu, aflată exclusiv sub controlul lui Danzo, la scurt timp după ce a devenit Hokage, pentru a echilibra neajunsurile guvernării sale empatice. Din cauza empatiei sale, mulți au avut de suferit. RIP Uchiha. De ani de zile, el ignorase operațiunile străine discutabile ale organizației Root, răpirea copiilor și acțiunile întreprinse împotriva personalului Konoha, inclusiv împotriva lui Hiruzen. La un moment dat, Hiruzen s-a căsătorit cu Biwako și au avut doi copii, pe unul îl cunoaștem, este vorba de Asuma, și au mai avut un alt copil care a devenit Anbu și despre care nu știm nimic în afara faptului că era tatălui Konohamaru. Hiruzen a început de asemenea să conducă propria sa echipă de noi absolvenți ai Academiei, formată din Jiraiya, Orochimaru și Tsunade. Deși era aproape de toți elevii săi, Hiruzen avea cele mai mari speranțe pentru Orochimaru, un geniu ca el, care după moartea părinților săi a fost motivat să aibă un impact profund asupra lumii. Hiruzen a condus forțele din Konoha în cel de-al doilea și cel de-al treilea război mondial Shinobi. În anime, alegerea sa de a pune capăt celui de-al treilea război mondial Shinobi prin semnarea unui tratat de pace cu Iwagakure, în ciuda pierderilor pe care Konoha le-a suferit, l-a supărat pe Danzo, determinându-l pe Hiruzen să demisioneze ca Hokage împotriva protestelor satului. Hiruzen spera de mult că Orochimaru îl va succeda ca și Hokage, dar în ciuda eforturilor sale, nu l-a putut convinge niciodată de voința de foc. Konoha trebuia să fie o familie și Hokagele să fie cu totul dedicat, pentru ca familia să fie în siguranță. Neputând să-l aleagă pe Orochimaru, Hiruzen l-a considerat pe Jiraiya drept succesorul său, dar Jiraiya nu a crezut că ar fi suficient de responsabil, așa că l-a refuzat. Hiruzen s-a orientat în cele din urmă la fostul student al lui Jiraiya, Minato Namikaze, unul dintre favoriții mei. Scrieți-mi
în comentarii dacă este și favoritul vostru, care dovedise de nenumărate ori în timpul celui de-al treilea război mondial Shinobi cât este de capabil. Hiruzen l-a ajutat pe Minato cu tranziția puterii, sfătuindu-l cu privire la modul de gestionare a indivizilor și a altor probleme ale satului. El chiar și-a păstrat și o parte din membrii Anbu pe care i-a pus să o păzească pe Kushina Uzumaki la naștere. În ciuda precauțiilor lor, Kurama a fost eliberat și a atacat satul, fiind controlat de un presupus Madara Uchiha, cu ajutorul Sharinganului. Hiruzen a condus apărarea satului până când Minato a sosit pentru a îndepărta bestia cu 9 cozi la o distanță sigură. Apoi l-a urmat pe Minato, dar din păcate nu l-a putut ajuta, deoarece Kushina folosise sigiliul lanțurilor, astfel creând o barieră impenetrabilă cu scopul de a-l ține pe Kurama sub control, așa că Hiruzen a putut urmări cu Minato și Kushina și-au dat viața pentru a sigila jumătate din chakra bestiei cu 9 cozi în fiul lor nou născut Naruto. Minato nu a avut timp să-i spună lui Hiruzen cum a scăpat Kurama, cine l-a eliberat și că a fost controlat de un Uchiha ce purta mască, a preferat să folosească ultimele momente ale vieții sale pentru a-i cere satului prin Hiruzen să se gândească la Naruto ca la un erou care a salvat satul și nu la containerul monstrului care a ucis atât de mulți shinobi. Hiruzen a făcut acest lucru, dar sătenii s-au dovedit incapabili să respecte dorințele lui Minato, de aceea, devenind din nou Hokage al satului, a decis să scoată în afara legii orice mențiune a celor 9 cozi, un efort de a-l proteja pe Naruto de ura lor greșită. De asemenea, el i-a dat lui Naruto numele de familie al mamei sale pentru a ascunde relația sa cu Minato în încercarea de a-l proteja pe Naruto de dușmanii tatălui său. În timpul nașterii lui Naruto, Obito a ucis-o din păcate pe soția sa, Biwako Sarutobi. Dacă stăm să ne gândim, fraților, Obito a făcut multe lucruri urâte, dar o să vorbim despre Obito într-un videoclip separat. Hiruzen a început în cele din urmă să investigheze o serie de dispariții în Konoha. El a urmat o direcție oferită de Hatake Kakashi, care l-a ajutat să descopere că Orochimaru se afla în spatele acelor dispariții. A fost consternat nu numai de rolul lui Orochimaru sau de faptul că experimenta pe cei pe care i-a răpit, ci și de motivele sale. Orochimaru voia să creeze o tehnică eternă pentru tinerețe și nemurire, așa că a încercat să-l prindă pe Orochimaru, dar nu a putut lua decizia de a-l ucide pe fostul său elev și i-a permis să scape. Din examinarea a ceea ce a lăsat în urmă, a descoperit un băiat tânăr care putea folosi abilități de eliberare a lemnului, precum Hashirama Senju, și de-a lungul anilor, băiatul a devenit unul dintre cei mai de seamă operatori Anbu ai lui Hiruzen. Deoarece Minato nu a avut niciodată ocazia să explice cauza atacului celor 9 cozi, conducerea din Konoha a ajuns să suspecteze că un membru al clanului Uchiha ar fi fost responsabil pentru dezlănțuirea lui Kurama asupra satului, datorită capacității Sharinganului de a controla cele 9 cozi. Membrii clanului Uchiha s-au supărat din cauza acestei suspiciuni și au început să planifice o lovitură de stat, intenție raportată lui Hiruzen și consiliului din Konoha de către Itachi Uchiha. Hiruzen a încercat să rezolve pașnic conflictul, dar negocierile au încetat în mod constant. Danzo a intervenit în cele din urmă fără știrea lui Hiruzen și i-a ordonat lui Itachi să celărească clanul Uchiha. Al treilea Hokage a aflat despre misiune abia după ce s-a și întâmplat, când Itachi a raportat finalizarea misiunii cu succes. Înainte de a fi nevoit să părăsească public satul ca și criminal pentru a ascunde implicarea lui Konoha în distrugerea clanului Uchiha, Itachi a cerut lui Hiruzen să aibă grijă de fratele său mai mic Sasuke, singurul Uchiha pe care nu-l putea omorâ. Iar Hiruzen, bineînțeles că a fost de acord, doar că ar fi putut să facă mai multe. Să stea de vorbă cu Fugaku, spre exemplu, iar Fugaku să-i spună că ei, clanul Uchiha, au fost puși de Danzo să aibă grijă de sătenii noaptea atacului și că niciunul dintre ei nu au fost responsabili pentru controlul lui Kurama, cel puțin din acea noapte. Dar al treilea Hokage era prea preocupat să fumeze din chestia aia bună de acolo. That's some good shit over there. În anime, Hiruzen a promis de asemenea că nu va schimba formula barierei satului, permițându-l lui Itachi să se strecoare din când în când pentru a-l urmări pe Sasuke de departe. Rolul lui Danzo în asasinarea clanului Uchiha nu era un lucru pe care Hiruzen îl putea respecta și ca atare a ordonat desființarea organizației Root. La aproximativ 5 ani de la atacul bestiei cu 9 cozi asupra satului, al treilea Hokage a avut un dezacord cu fiul său Asuma, determinându-l pe acesta din urmă să plece pentru a-și urmări interesele personale. De-a lungul mandatului său, se ridică la înălțimea voinței de foc, fiind disponibil pentru sătenii și shinobi din Konoha în timpul nevoilor lor, luând decizii pentru îmbunătățirea vieții cât mai multor oameni și oferindu-le înțelepciunea și îndrumarea ori de câte ori poate. Abordarea sa delicată și atentă nu numai la problemele din sat, ci și la interacțiunile sale cu puterile străine i-au creat lui Hiruzen reputația de a fi moale, lucru pe care Consiliul din Konoha
Konoha își petrecea o mare parte din timp încercând să o corecteze. Cu toate acestea, căile pacifiste și amabile ale lui Hiruzen sunt apreciate pe o scară largă de către locuitorii din Konoha și chiar de rivalii săi, cei patru Kage, și din aceste motive, moartea sa este regretată de mulți. Cu toate acestea, Hiruzen nu a fost în întregime o persoană blândă, deoarece i-a permis lui Danzo să formeze Anbu de la bun început. Al treilea Hokage a fost un fenomen. Era exaltat ca un zeu shinobi. El a fost cel mai puternic shinobi al clanului său, cel mai puternic dintre Kage în timpul vieții sale și la un moment dat a fost considerat chiar și cel mai puternic Hokage din istorie. Dacă era adevărat sau nu, depinde de părerea subiectivă a fiecăruia. Voi ce credeți? Spuneți-mi în comentarii. În timp ce priceperea sa în luptă s-a deteriorat foarte mult la bătrânețe și a murit în cele din urmă, el a reușit să se ferească de Orochimaru împreună cu puterea combinată a primului și a celui de-al doilea Hokage reîncarnat, sigilând în cele din urmă mâinile lui Orochimaru și pe primii doi Hokage. Orochimaru credea că dacă Hiruzen ar fi fost cu 10 ani mai tânăr, ar fi fost învins cu ușurință. În anime se spune despre Hiruzen că are o chakră imensă, chiar și la bătrânețe chakra sa era suficient de puternică pentru a sparge piatra atunci când și-o încărca. Rezervele sale de chakra s-au diminuat în următorii ani, până la punctul în care împărțirea chakrei sale la mai mult de două clone reprezenta un mare risc pentru el. Nivelurile sale reduse de chakra au fost compensate de un control precis al chakrei, având nevoie doar de cantitatea minimă de chakra pentru a utiliza tehnici la puterea lor maximă. Viteza și forța fizică a lui Hiruzen au fost de asemenea slăbite de corpul său îmbătrânit, dar timpul său de reacție și percepția senzorială au fost încă suficient de bune pentru a se apăra chiar și atunci când vederea i-a fost limitată. Al treilea Hokage putea chiar să folosească tehnicile explozive pe adversarii de nivel înalt fără ca aceștia să observe. Hiruzen era renumit ca profesorul. Acest titlu s-a datorat versatilității sale fără precedent în ninjutsu, stăpânind toate abilitățile și formele de luptă ale artelor shinobi și fiind capabil să le folosească pe fiecare dintre ele cu cel mai înalt nivel de pricepere și control. Este renumit pentru cunoștințele și abilitățile sale avansate în utilizarea tuturor tehnicilor care au existat vreodată în Konoha, inclusiv numeroasele tehnici ascunse. Într-o clipă, el putea deduce mecanica unei tehnici pur și simplu văzând sigiliile mâinii. Chiar și atunci când a întâlnit ceva nou, ca în cazul eliberării Yin, mă refer la Truth Seeking Balls ale lui Obito, el a putut discerne atributele și limitările lor doar printr-o scurtă observație. Hiruzen a fost remarcat, mai ales asupra faptului că a creat o varietate de tehnici inovatoare, pregătindu-se pentru orice situație și a fost de asemenea capabil să utilizeze diverse tehnici simultan pentru a fi mai versatile și cu efecte mai lungi. Vreau să vorbim și despre eșecurile lui Hiruzen ca Hokage. Sunt foarte importante și au impactat Konoha ca un întreg, deși el a moștenit voința de foc, a fost mult prea delăsător și bun, iar din această cauză nu a reușit să aducă pacea în lumea shinobi în niciunul dintre cele două mandate ale sale. În timpul mandatelor, Konoha a fost o țară mai mult ce a stagnat, ce nu a încercat niciodată să se recupereze după războaie. Lipsa unui caracter puternic din partea lui Hiruzen i-a făcut pe alții să profite. Degeaba aș dorea ca Shisui să controleze Uchiha cu Koto Amatsukami și să împiedice lovitura de stat, pentru că Danzo a fost suficient de profitor încât să ignore dorințele lui Hiruzen și în cele din urmă a acceptat rezultatul, distrugerea clanului Uchiha. E foarte trist să vezi cum un clan atât de puternic, un clan legendar cu atât de mult potențial, a fost pur și simplu ignorat pe toată durata mandatelor lui Hiruzen, mai ales când unul dintre prietenii săi cei mai buni era nimeni altul decât Kagami Uchiha. Dacă Minato trăia, sunt convins că cei din clanul Uchiha n-ar fi fost pe cale de dispariție în momentul acesta, lui Minato i-ar fi păsat mult mai mult, dar poate că asta este o părere pur și simplu subiectivă. Afecțiunea sa față de cel mai bun elev al său l-a ajutat pe Orochimaru să se joace cu shinobi din Konoha și să experimenteze pe ei în timpul domniei sale, a eșuat să-și convingă propriul fiu să creadă în voința de foc, nu i-a păsat chiar așa de mult de Naruto și Sasuke, deși le-a promis lui Minato și Itachi că va avea grijă de ei. Deci Hiruzen nu știu ce făcea în timpul liber, în afară de faptul că fuma din pipa aia non-stop, habar n-am ce bunătăți avea omul ăsta acolo, dar au murit destul de mulți oameni fără rost, putând destul de ușor să-i salveze dacă se implica mai mult, dar a avut și multe realizări. El a fost eroul de război ce credea în primul rând în pace. A răspândit ideea păcii printre oamenii obișnuiți și a făcut să creadă în ea. El a fost cel care a protejat satul în perioadele dificile de după război, a păstrat toate secretele pentru el și le-a prezentat oamenilor o noțiune falsă de fericire. I s-a acordat responsabilitatea a doi copii orfani. Unul era Naruto, celălalt era Sasuke și ca un Hokage ar fi trebuit să nu-și arate afecțiunea direct, dar de la distanță s-a asigurat că ei cresc sănătos. Este posibil ca Iruka să nu fi insistat să-l antreneze pe Naruto fără insistențele lui Hiruzen însuși, la fel ca și în cazul lui Kakashi, Hiruzen i-a cerut să-i antreneze pe cei trei proaspeți genin. Deși nu a putut să-l omoare pe Orochimaru, el a dat totul pentru a proteja satul de el.
Hiruzen Sarutobi era un om bun, dar este greu pentru un mesager al păcii să lucreze în vremuri atât de dificile. Mai întâi trebuie să înțelegem asta, pentru ca apoi să înțelegem de ce Per Total nu a fost o persoană eșuată. Hiruzen a fost unul dintre puținii indivizi care au putut realiza toate cele 5 transformări de bază ale naturii și le-a stăpânit cu o competență egală. De asemenea, putea folosi și eliberările Yin-Yang. Prin priceperea sa, putea intercepta atacul unui anumit element al unui adversar și putea produce instant opusul acelui element pentru a putea învinge elementul respectiv. El putea folosi eliberarea focului pentru a crea un flux puternic, iar în anime putea crea o ploaie de mici explozii de foc. Odată cu eliberarea pământului, el crea un zid protector de noroi sau un râu de noroi pentru a-și împiedica adversarul și poate folosi același noroi pentru a crea un cap de balaur pentru a trage cu un voleu de bile de noroi ce pot fi infuzate cu flăcări pentru mai multe daune. El putea produce de asemenea fluxuri puternice de fulgere, apă și vânt. Hiruzen a folosit frecvent shuriken în luptă, atât dimensiunea standard cât și shurikenul mai mare, Fuma. Folosind tehnica Shuriken Shadow Clone, el putea crea copii ale acestor shurikenuri, permițându-i să bombardeze o țintă cu mii de proiectile, fără a fi nevoie să poarte fizic atâtea obiecte asupra sa, ci mai degrabă să-și păstreze rezerva de chakra. Invocarea personală a lui Hiruzen era Enma, ce se putea transforma într-un baston extensibil care era la fel de dur ca un diamant. Bastonul a fost arma pe care Hiruzen a ales-o și a mânuit-o cu o mare competență, deși greutatea sa a devenit o mare povară pentru el la bătrânețe. Hiruzen putea efectua o tehnică de sigilare care va sigila sufletul unei ținte cu sacrificii proprii. Cu toate acestea, el poate ocoli acest lucru folosind o clonă de umbră pentru a fi sacrificată în schimbul său. El a fost de asemenea unul dintre puținii oameni care au putut elimina sigiliile la fel de puternice precum sigilul celor 5 elemente. Al treilea Hokage a avut un impact imens în formarea lui Naruto ca și ninja. La cererea lui Sasuke Uchiha, el reîncarnează apoi pe toți cei 4 Hokage, auzind explicațiile de la cei 4 Hokage și reflectând la propriile experiențe, Sasuke decide că nu vrea să distrugă Konoha, așa cum este intenția actuală a lui Madara. Orochimaru îi eliberează pe toți cei 4 Hokage de sub controlul său, astfel încât să poată ajuta în acest scop și au pornit spre locul bătăliei dintre forțele aliate Shinobi și 10 Cozi. Acum o să vedem abilitatea de analiză al celui de-al treilea Hokage. După ce Obito a devenit Jinchuriki al bestiei cu 10 cozi, Obito reușește să dea jos bariera celor 4 Hokage, permițându-i în cele din urmă lui Hiruzen să participe la luptă. Din simpla apariția lui Obito, este evident pentru Hiruzen că este mai puternic chiar și decât primul Hokage. Prin urmare, îl asaltează personal pe Obito, astfel încât nimeni să nu-și pună viața în pericol, profitând de faptul că este deja mort pentru a analiza abilitățile lui Obito. Observând acele truth-seeking balls ale lui Obito, el teoretizează că sunt similare cu Kekkei Tota, al celui de-al treilea Tsuchikage, în sensul că sunt o combinație de transformări manipulate, multiple, ale naturii. El postulează de asemenea că au limite la durata maleabilității lor, dar corpul său superior este distrus imediat după aceea. Hiruzen are nevoie de mai mult timp pentru a se regenera. Când o face în sfârșit, îl cheamă pe Enma, îl pune să se transforme și apoi îl salvează rapid pe Naruto din rădăcinile absorbante de chakra ale formei copacului celor 10 cozi. Când Orochimaru ajunge mai târziu pe câmpul de luptă, aceștia se unesc pentru a-i ajuta pe aliați în contraofensiva împotriva lui Obito, mai întâi blocând și tăind din ce în ce mai multe rădăcini și ramuri ale copacului, apoi ajutând la extragerea fiarelor cu coadă din corpul lui Obito. Eforturile lor combinate reușesc și Obito este învins. Pe măsură ce lumea este învăluită de tehnica specială a Tsukuyomi-ului infinit, Hiruzen, neafectat pentru că este mort, încearcă să o elibereze pe Tsunade, dar nu reușește. El și ceilalți Hokage ajung în locația unei puternice semnături de chakra, dar găsesc doar jumătatea inferioară a lui Madara Uchiha, din care reiese Hagoromo, eremitul celor 6 căi. Combinând eforturile cu spiritele celorlalți Kage decedați, ei convoacă echipa 7 pe Madara și fiarele cu coadă înapoi din dimensiunea lui Kaguya. Cu lumea salvată, Hagoromo îi întoarce pe Kage în țara pură. Pe măsură ce sufletul său urcă, Hiruzen încredințează viitorul echipei 7. Când Naruto devine Hokage an mai târziu, el trăiește după voința de foc, așa cum a făcut-o și Hiruzen. În esență, Hiruzen Sarutobi, al treilea Hokage, a fost un shinobi extrem de complet, un profesor pentru toți, un Hokage care a transmis voința de foc generațiilor viitoare. Mulțumesc pentru atenție, eu sunt Mihai și ne auzim în clipul următor.